Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să ducem discuția asta și fața ascultătorilor Europa FM. Luca vrea să se interzică trotinetele. Da, eu pus cu interzis. Vlad e ușor împotrivă, ar vrea să se aplice legea. Eu sunt undeva la mijloc, așa între ei, că eu și folosesc trotinete. Da. Spre o desebire de ei doi, care vorbesc doar așa, din ce au văzut la televizor. Tu ar trebui să folosești bicicleta cu frâna trasă. Deci asta este unul dintre motivele pentru care nu înțeleg de ce cineva ar vrea să folosească trotinete. Măcar dacă dai la pedale, măcar mai slăbești, mai faci efort. Așa dacă stai pe platformă... Doar ca să te deplasezi, nu neapărat pentru sport. Bun, 0372069599. Avem următoarea discuție aici în contradictoriu despre trotinete și trotinetiști sau trotinetari în marile orașe. În București cel puțin a început să devină o problemă reală asta cu trotinetele. Sunt accidente, a fost de curând un accident, o fată în capitală, da, pe lângă un parc, pe lângă parcul tineretului, a povestit maică-sa ce s-a întâmplat. Ieșeau din parc, ea alerga, asta maică-sa era cu bicicleta în spate și spune așa, uite, dați-mi voie să vă și citez. Noi, zice mama, ne întorceam din parc, ieșeam pe laterală, nu era nimeni pe trotuar, nici la semafor. Doar noi două ieșeam din parc. Ea a trecut în fața mea, eu eram cu bicicleta în spatele ei. În momentul în care a făcut primul pas în afara parcului, nu știu cum și în ce secundă a apărut această trotinetă cu o viteză foarte mare. Și efectiv a spulberat-o. Ea având 20 de ani, 1,70 m, vreo 60 de kg, adică un om în toată firea. Cel de pe trotinetă avea cel mai greutate ei, dar a fost un impact atât de violent încât efectiv a aruncat-o pe Ana la vreo 3 metri mai încolo. Vreo 15 minute a avut și pierdere de memorie. Nu știa, de 5 ori întreba același lucru. În ce zi suntem, respectiv? Ea fiind studentă, întreba dacă a terminat sesiunea. Ok, problema majoră e cu viteza. Din punctul meu de vedere, am prieteni care au trotinete din astea, au ajuns, sunt trotinete care merg cu 70 de km la oră. Mi se pare o viteză uriașă pentru un agregat cu două rotițe mici. Da, mie mi se pare simplu care e la îndemâna unor copii de 14 ani, că de la 14 ani au voie să meargă cu ele. Hai să vă spun eu, cele care sunt în oraș sunt limitate la 29 de km pe oră. 30. Alea care se închiriază. Cele care se închiriază sunt la 30. Eu am mers cu alea de multe ori. Și știu ce înseamnă, la 30 de km la oră, dacă ai prins un obstacol, oricât de mic, ai șanse mari să te faci praf. Da, pentru că la sunt rotițele foarte mici. Da, la fel cum, tot din cauza rotițelor, am pus frână și am și căzut cu o trotinetă de aia, ca lumea am căzut, adică nu așa oricum, abia m-am deplasat, tocmai pentru că aveam viteză. Păi iată, toate motive să le interzicem. Plus că le lasă, alea de închiria le lasă peste tot, am fost la mare, când să plec cu mașina, erau 5 trotinete parcate în spatele mașinii mele. 5. Veniți la plajă, oamenii. Așa. A trebuit să stau să mut 5 trotinete, dar sunt greuțe, că din fer. Hai, lasă, că nu asta e problema. Dar nu și eu le-aș limita la 15 km. Da, nu știu dacă și 15 km dacă te lovește un obiect în mișcare, dacă eu la 100 de kg m-aș da cu 15 km pe oră și aș intra în tine, ți-aș face damage major. Așa și dacă alergi, mă îmbrățim. Dar există legislație care spune că trotinetele trebuie să se deplaseze pe carosabil, acolo unde se deplasează ele, sau pe piste de biciclete, dacă există piste marcate cu separat, cu sens separat în sensul ăsta. Iar pe carosabil trebuie să ai cască. Și trebuie să ai cască. Altfel dacă nu ai voie pe carosabil. Legislația în acest fel, ăsta a lovit-o pe fata respectivă în parc pentru că mergea pe trotuar. Deci el a încălcat legea. Așa ce se face? Nu poți să interzici mașinile pentru că unul depășește pe linia continuă și comite un accident. El trebuie să respecte legislația. Dacă respecti legislația, atunci posibilitatea de accident este redusă. Da, trebuie schimbată legislația. Cum a fost și în cazul scuterelor care au apărut în București și inițial erau fără permis și au fost zeci de accidente. Da? Și ce vrei să le fii cu permis? Au fost impus obligativitatea permisului de conducere pentru a merge cu scuterul. Aș face același lucru și aici. De ce trebuie să așteptăm? Susi să interzică sau permis pentru cel mai tine? Simplu le interzici. Hai să vedem ce zic ascultorii. Ovidiu e deja cu noi. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce vreau să vă spun? Eu urăsc trotinetele electrice. Vreau să vă spun că sunt instructor auto și consider că cei care le folosesc își asumă un mare risc. În Brașov, unde activez eu, majoritatea străzilor principale sunt dublate de piste de biciclete pe care circulă cei care au trotinete și care circulă pe ele cu foarte mare viteză. Există o mulțime de riscuri pe care și le asumă, mai ales prin faptul că intră în sensul legii raturii, deși nu au voie,
pentru că acolo unde sunt piste de biciclete și sens giratoriu în același timp, ei trebuie să urmărească pista de biciclete, ori ei intră în sensul giratoriu. Am văzut în sensurile giratorii familii cu copii care stau în față, ținându-se de ghidonul trotinetei. Mi se pare un risc major și propunerea mea este ca, într-adevăr, să fie limitate ca viteză. Mm-hmm. Acum, eu nu te-aș întreba dacă ești de părere că ar trebui să se dea examen de permis pentru trotinetă, că e subiectiv. Tu fiind instructor auto, pentru tine asta înseamnă creșterea business-ului. Ar fi, bineînțeles, exagerat să dea examen pentru a folosi un, ce să vă spun... Și la cât să limiteze viteza? Asta e o discuție care, din punctul meu de vedere, e de continuat. Păi, nu știu, n-aș putea spune, dar se circulă cu viteze foarte mari, 30 de km pe oră pe pista de biciclete, te uiți în oglinda la dreapta, nu le vezi, te uiți secunda următoare, deja vine unul cu viteză, vine cineva cu viteză, care, mă rog. Mulțumesc mult, Ovidiu, ce civilizație în Brașov, piste de biciclete până în Ciriatul. Andrei, bună dimineața! Salut, Andrei! Salut, Andrei! Bună dimineața! Te rog! Sunt contra trotinetelor și nu numai, și bicicletele. Eu cred că ar trebui extrem de bine reglementate aceste lucruri. Dar motocicletele, ce părere ai de ele? Sunt motociclist, deci trebuie să fiu subiectiv. Păi și, dar ce ai motociclistule împotriva biciclist? Și eu sunt biciclist, ce ai cu bicicletele? Ce ai motociclistule împotriva biciclist? Trotinetele cât și bicicletele, atât timp cât nu au nevoie de permis de conducere și nu sunt foarte bine controlați, sunt foarte multe cazuri similare cu ce a pățit domnișoara respectivă. Soția mea, de exemplu, care este însărcinată în luna a șaptea, era cât pe ce să fie spulberată pe trecerea de pietoni verde, de mult timp, de o astfel de tâmpenie. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. George, spune-ne tu care ar fi viteza optimă, că tu ești utilizator, ești singurul dintre noi care merge cu... Cred că 20 maxim ar fi viteza optimă și, dincolo de asta, foarte multă atenție atunci când le folosești. Sunt foarte bune și utile dacă le folosești cu cap. Viteza media unui om în alergare, ușoară. Deci, mă rog, 3-4 km pe oră. Ai alergat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.